Să ne facem ceva timp să studiem Biblia împreună cu predica intitulată Viața unui creștin. Sper că voi și eu putem trăi în așa fel încât, atunci când toată lumea din jurul nostru va vedea viețile noastre, ei vor gândi: Văzând cât de mult o persoană se poate schimba în bine crezând în Dumnezeu, cu siguranță vreau să cred și eu în Dumnezeu. Astfel, ar trebui să dăm un exemplu în fiecare aspect al vieții noastre. Ioan, capitolul 13, versetul 15. Pentru că eu v-am dat o pildă. De ce a dat el o pildă? Ca și voi să faceți cum am făcut eu. Este crucial al cui exemplu alegem să-l urmăm. Din moment ce ni se poruncește să luăm pe Hristos ca exemplu, este esențial să facem din Hristos modelul credinței și vieții noastre. În loc să facem scuze precum, pentru că sunt doar om. Dacă există aspecte ale vieții lui Hristos care diferă de modul în care trăim în prezent, trebuie să facem ajustări în mod natural. Prin urmare, astăzi, tu și cu mine trebuie să învățăm și să imităm viața pe care Hristos a dus-o acum 2000 de ani, precum și viețile Tatălui și Mamei noastre cerești, care au venit pe acest pământ ca Duhul și Mireasa în această epocă și care ne ghidează viața de credință. Putem preda și răspândi credința noastră citând versete din Biblie și împărtășind învățăturile adevărului. Dar vedem și multe cazuri în care oamenii sunt inspirați și convertiți observând viața noastră de zi cu zi. Prin urmare, ca și copii frumoși al lui Dumnezeu, voi și eu trebuie să ne străduim să salvăm multe suflete trăind o viață neprihănită de credință. Din moment ce faptele noastre îi pot determina pe alții să nu creadă în Dumnezeu sau să creadă în Dumnezeu, Dumnezeu a mai spus, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Cred că cel mai important punct de a fi sarea și lumina este de a demonstra lumii modul de viață învățat de Dumnezeu. Pentru ca oamenii să gândească, dacă cred în Dumnezeu, viața mea va fi pașnică și se vor întâmpla lucruri bune, la fel ca în acea casă. În această epocă, tatăl și mama noastră au venit pe acest pământ și ne oferă în continuu învățături sănătoase. Voi toți aveți învățăturile mamei, nu-i așa? Dacă simțiți, se pare că calea pe care sunt de puțin greșită e vă rog să le citiți cu atenție. Dacă le citiți cu atenție de la început până la sfârșit, veți fi treziți la calea pe care ar trebui să o urmați. Mama a venit în această epocă și ne-a dat aceste învățături, dorind ca copiii ei să ducă o viață neprihănită. Practicând cu credință chiar și una dintre aceste învățături, putem arăta, fără îndoială, un aspect transformat. Cred că este voia lui Dumnezeu ca fiecare mișcare, cuvânt rostit și acțiune întreprinsă de noi să se alinieze cu calea credinței, conform învățăturilor Bibliei. De aceea Biblia spune, și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură, dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusuri, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi.